Bună ziua, stimați prieteni! Vă invit la cea de-a 118 ediții de analize economice, un proiect comun IDIS Viitorul și Privesc Eu. Toate celelalte ediții le puteți urmări pe paginile noastre, sau pe IDIS Viitorul sau Privesc Eu, sau pe pagina mea ioniț.md la rubrica Analize Economice. Astăzi vom avea o ediție mai specială, spun eu, și este dedicată unei zile care niciodată noi n-am menționat-o, dar cred că merită toată atenția noastră, pe data de 1 octombrie, duminică. Este Ziua Mondială a Persoanelor în Etate sau Ziua Mondială a Părinților sau Buneilor Noștri. Cred că merită aprecierea noastră pentru tot ce au făcut, în special pentru fiecare din noi în parte și în general ce au făcut, și am zis astăzi să fie o analiză a situației persoanelor în etate sau a vârstnicilor sau a buneilor, cum doriți dumneavoastră, din Republica Moldova. Cât sunt ei, cum sunt ei, cum trăiesc ei, cât de bine trăiesc ei. Sper că am să reușesc să dau și niște cifre mai noi care nu au mai fost până acum. Deci astăzi cea de-a 118 ediție de analize economice este dedicată aceste zile speciale, aș spune eu, ziua vârstnicilor, nu că ar fi cea mai mare sărbătoare, dar cu certitudine părinții și bunii noștri merită atenție cel puțin o dată pe an. Deci haideți să vedem noi care este situația vârstnicilor în Republica Moldova, câte persoane în etate avem noi și cum sunt ei. Desigur, astăzi ce înseamnă persoană vârstnic sau persoană în etate poate însemna multe lucruri. Spre exemplu, eu cred că un om și până la 80 de ani este tânăr, dar pentru simplitatea datelor, pentru comparabilitatea datelor cu alte perioade, am considerat că persoanele în etate sau persoanele vârstnice îi vom cataloga pe cei care au de la 60 de ani în sus. Deci așa avem și în datele statistice. Deci astăzi când voi vorbi despre persoane vârstnice sau persoane în etate, cu toată stima și respectul față de ei, deci mă gândeam ce cuvânt să utilizez, etate, vârstnic, bătrâni, dacă voi spune și bătrâni în sensul bun al cuvântului bătrâni ca oamenii mai înțelepți ai societății, deci să nu cineva să-mi spună de ce folosesc anumite sintagme, vom vorbi despre persoanele mai mari de 60 de ani. Conform estimărilor mele, deci am datele Biroul Național de Statistică Populația cu reședință, deci cei care sunt pe teritoriul Republicii Moldova, avem datele din 2014. În perioadele precedente am făcut estimări și avem datele cu populația totală, care până în 2019 s-a publicat, acum nu se mai publică, dar cât de cât putem estima câți oameni avem în total. Deci, combinând datele disponibile, estimez că la ziua de astăzi, în Republica Moldova, sunt 702.000, Moldova are 702.000 bătrâni sau persoane în vârstă sau persoane în etate, dintre care 598.000 se află în țară și 104.000 se află peste hotare. Deci noi, în prezent, aproximativ vreo 70.000 sunt unii care nu sunt în vârsta de pensionare, din pensionare noștri, stau bine mersi peste hotare și primesc acolo pensii. Cred că primești aici în Moldova, deci aici mi-e greu să răspund, chiar mi-e interesant să știu ce se întâmplă cu ei care stau acum peste hotare. Numărul persoanelor în vârstă, după cum observați, la noi a crescut destul de puternic, până în 2000 noi aveam undeva 500.000, acum avem 702.000. Este legat de creșterea nivelului de trai, o viață mai lungă au și respectiv ei au crescut ca număr, dar și ca ponderă. Deci în condiția că numărul populației se reduce, numărul celor în vârstă evident crește mai mult ca atâta. Noi avem, deci chiar am încercat să văd analiza persoanelor în etate peste 60 de ani din totalul populației. Și aici până în 2010 noi avem din întreaga populație, din 2015 noi deja putem să estimăm în baza populației care se află pe teritoriul Moldovei. Și dacă observați, în 59, 7 între 7 persoane erau în etate, deci 94% sau practic numărul celor vârstnici era 1 la 16, deci la o persoană vârstnică era la 16 persoane de celelalte vârste. După aceasta a crescut constant odată cu creșterea calității vieții și speranța la viață. În 2020 persoanele în vârstă reprezentau, aici aflați pe teritoriul Moldovei, 21,7%, iar astăzi sunt aproape 24%, anul viitor cred că suntem 25%. Creșterea puternică a ponderii persoanelor în vârstă este determinată de doi factori. În primul rând, ei ca număr devin din ce în ce mai mulți
din cauza că se nasc puțin copii, iar oamenii trăiesc din ce în ce mai mult, iar doi, după 2015, noi luăm persoane care se află pe teritoriul Republicii Moldova, ori numărul celor în vârstă plecați peste hotare este aproape de 3 ori mai mic, de 3 ori mai mic decât numărul celorlalte categorii de vârstă. Altfel spus, persoanele mai în vârstă stau acasă, persoanele mai tânere sunt plecate peste hotare. De aceea, noi când raportăm la cei rămași în țară, primim că în prezent, dacă acum din 60 până acum sprânește, 60 de ani în urmă, la noi raportul era 1 la 16, acum raportul 1 la 4. Deci la, din 4 persoane, una este în vârstă și 3 sunt de categoria persoanelor până la 60 de ani. Dacă ne uităm pe grupii de vârstă, i-am împărțit în 3 grupe mari. Deci cei de la 60 până la 64 de ani, de fapt, sunt persoanele în etate, dar majoritatea din ei nu sunt la pensie, deci ei sunt, lucrează. 2 sunt persoanele de la 65 până la 74 de ani și 3 sunt persoanele de la 75 de ani în sus. Dacă ne uităm atent, observăm foarte clar că unica categorie care a crescut în ultimii ani de zile din cei care se află pe teritoriul Moldovei sunt persoanele de la 65 până la 74 de ani. Deci ei au crescut de 1,6 ori. Dacă cei de la 60-64 de ani rămâne relativ stabil, cei peste 75 de ani tot relativ stabil, aceștia au crescut cel mai mult și cred că se determină anume de valul demografic care l-am avut în trecut, anume aceste persoane acum au intrat în această vârstă de 65-74 de ani și de fapt aici sunt practic cei care au intrat în sistemul de pensionare chiar acum ultimii ani de zile și de aici vedem și presiunea asupra sistemului de pensionare. Dacă să-i luăm după sex, câți bărbați, câți femei avem, atunci observăm că numărul și bărbaților și femeilor a crescut și concluzia este una simplă. Pe parcursul a tuturor acestor ani, raportul se păstrează relativ la fel. 60 la 40. Dintr-o 100 de persoane în etate, 60 sunt femei, 40 sunt bărbați. Asta în mediu cum ar fi. Dacă să le luăm pe categorii de vârstă, observăm următoarea situație. De persoane le-am luat anul 2023, dar raportul se păstrează în toți ceilalți ani. La 60-64 de ani, coraportul este 108.000 femei, 86.000 de bărbați, 1,3 femei la un bărbat. După aceasta, numărul bărbaților scade destul de puternic, ajungând ca la 85 de ani și mai mulți, avem 15.000 de femei și doar 6.000 de bărbați, de fapt, raportul este de 2,5. Dacă observăm, odată cu ieșirea la pensie sau cu înaintarea în vârstă, bărbații, știți că la noi trăiesc cu mult mai puțin decât femeile și lucrul acesta nu se observă atât de puternic până la 70 de ani. După 70 de ani, această diferență devine din ce în ce mai pronunțată și observați că diferența crește enorm. După 85 de ani, de fapt, este o diferență de 2,5 ori. Un alt indicator despre care am mai vorbit este, eu îl numesc, câți nepoței are un bunel. Deci este un indicator care este folosit în foarte multe țări, se ia persoanele vârstnice, în cazul dat folosim altul, de la 65 de ani în plus. De ce am folosit 65 de ani? Din cauza că acesta este folosit în alte țări și-l poți compara, și copii până la 14 ani. Deci asta, într-adevăr, câți copii de până la 14 ani revin la persoane de la 65 de ani în sus. În anul 1960 noi am avut 682 de copii la 100 de persoane. Deci la 100 de bătrâni, la 100 de bunii revineau 682 de copii sau fiecare bunie avea aproape 7 nepoți. Deci fiecare în parte. După aceasta cifra a început să scadă vertiginos. În anul 2020 am ajuns la 129, iar acum sunt 112. Deci la noi numărul de persoane în vârstă, chiar dacă a crescut, numărul de copii scade, deci numărul de persoane în vârstă a crescut, numărul de copii scade și noi avem în prezent practic 1 la 1. Deci a scăzut de peste 6 ori numărul de copii care revin la o persoană în vârstă. Asta înseamnă că din ce în ce situația va deveni mai dificilă și cum mulți mai tineri își pun întrebarea, oare cine ne va plăti nouă pensia, de fapt, în condiția când practic nu avem copii. Pentru a înțelege cine ne va plăti nouă pensia, am mai elaborat un indicator și anume am luat în felul următor. Persoane tineri la 18 până la 35 de ani, deci am luat un grup acesta de persoane, cine sunt acești la 18 până la 35 de ani? Deci sunt persoanele care au terminat liceul, după asta merg la facultate, după aceasta merg la masterat,
apoi încep a lucra și pus în practică, apoi se căsătoresc, nasc primii doi copii și la 35 de ani el este o persoană cu studii, cu competență, cu familie și el intră în fază activă. Deci este omul care devine cel mai puternic element al societății în sensul de activitate economică. Și am luat câți copii sau câți tineri avem de la 18 până la 35 de ani, deci care intră în viața activă, și câte persoane avem de la 60 de ani în sus care iese din viața activă, din societate. Adică vrem să vedem aceștia tineri reușesc să compenseze sau să acopere numărul celor care sunt în vârstă. În anul 2005-2006 noi aveam la două ori mai mulți tineri decât persoane în vârstă. Deci aveam 900-920 de mii de tineri care se aflau pe teritoriul Republicii Moldova, sunt estimările mele, la 450-460 de mii de persoane în etate care toți se aflau pe teritoriul Republicii Moldova. Deci la fiecare persoană în etate reveneau doi tineri. Situația a început să degradeze destul de rapid, numărul tinerilor a scăzut vertiginos și a scăzut din două considerente. Primul este demografic și doi este migrația. În 2029 noi am avut așa numită intersecție, când numărul de tineri prima dată a fost mai mic decât numărul de persoane în etate. Am avut 581.000 de tineri la 590.000 de persoane în etate. Iar în acest an, foarfecele s-a accelerat, cu păreri de rău și în următorii ani aceasta se va întâmpla, deci avem 600.000 aproape de persoane în etate la 540.000 de tineri. De fapt, ajungem în situația când persoanele tineri, care exact sunt cei care se formează profesional pentru a intra activ în viața activă a societății, scade vertiginos. Dacă observați, avem un foarfece foarte neplăcut, sau cum am spune, dacă ne uităm, seamănă cu o cruce sau crucea noastră, care, din păcate, va deveni din ce în ce mai vizibilă. Evident, nu ai tineri, nu ai oameni care muncesc, ai persoane în etate. Întrebare, câți oameni lucrează pentru o persoană pensionară după limita de vârstă? Deci nu am luat toți pensionari, noi avem în țara noastră diferite categorii pensionare, am luat pe cei după limita de vârstă. Am luat anul 1990 ca referință. Atunci, la un pensionar revenea 2/6 lucrători. Deci 2/6 persoane sau 5 persoane lucrau pentru 2 pensionari. Respectiv, atunci era posibil să plătești o pensie adecvată, din simplu motiv că aveai situația destul de bună. În 2095 deja erau 2/1 și în 2000 am ajuns, cum ar fi la capătul de jos, la 1/3. Către 2005 s-a îmbunătățit situația la 1/5, ați mă întrebați de ce s-a întâmplat din 2000 până în 2005, atunci s-a implementat prima etapă a reformei, atunci când am început a crește vârsta de pensionare, astfel reducând de numărul de pensionari și în felul acesta noi am îmbunătățit puțină presiunea asupra lucrătorilor și de la 1/3 la 1/5. După aceasta, sistemul de pensionare a fost stopat, creșterea vârstei de pensionare ne-am dus la 1/3. După aceasta am degradat continuu până la 1/1, iar acum această creștere ușoară de 1/2 este de fapt mai mult optimism. Eu consider că la noi în 2020 noi am pierdut 25.000 de locuri de muncă, în 2022 cumva le-am recuperat. Și încă nu avem date, dar încerc să presupun, deci vreau să cred că în 2023 noi ne-am pierdut iară. Cu toate cifrele îmi spun că situația e gravă, deci este o estimare, posibil că situația în 2023 va fi mai proastă decât o estimez eu. Deci asta este cu persoanele noastre în etate. De aceea, datorită condițiilor și calității vieții, trăiesc mai mult și respectiv numărul lor crește, ceea ce e bine, trebuie să ne mugărăm pentru aceasta. 2. Ei mai puțin pleacă peste hotare sau dacă au plecat atunci când trec de 60-65 de ani, se întorc înapoi acasă. Iar tinerii, din păcate pentru noi, din fericire pentru dânșii, cred că pleacă peste hotare și noi în prezent, practic, în țară avem tineri care intră în forța de muncă mai puțin decât cei care deja au ieșit. Cu pensia. Ce pensie au la noi astăzi pensionare? Deci, pensia este media anuală. Când v-ați uitat la date statistice, dumneavoastră veți vedea că biroul de statistică dă datele la 1 ianuarie a unui an, apoi dă la 1 aprilie, 1 iulie și 1 octombrie. Deci, eu folosesc media anuală, deci având toate cifrele,
fac media anuală, pentru 2023 este o estimare. Deci în acest an, pensia media anuală va ajunge, pensia lunară va fi de 3.442 de lei. Evident, la începutul anului a fost mai mică, pe parcursul anului crește. Anul trecut a fost media, conform calculului meu, este 2.886 de lei, în creștere cu anul precedent, 672 de lei. Este cea mai mare creștere din toată istoria, în acest an va fi o creștere mai modestă. Creșterea din 2022 se datorează inflației, care n-am avut în ultimii 23 de ani de zile, și guvernul a majorat pensia și a dat plățile toate care le-a făcut, plus am avut oameni care au ieșit la pensie și ei, când iasă la pensie, sunt cu o pensie destul de ridicată, de aceea noi luăm pensia medie. Dacă sunt pe grupe de vârstă, atunci trebuie să o spunem, din păcate, cei mai în vârstă au o pensie cu mult mai micuță, dar asta poate vreodată voi face o problemă, o analiză privind handicapul sistemului nostru de pensionare și când v-am vorbit poate voi reveni încă o dată. Deci aia persoanele care au mai mult de 70-75 de ani, vă rog să mă iertați din simplu motiv că eu știu că pensia la dumneavoastră este cu mult mai mică și pensia medie la noi este mare din simplu motiv că pensionarii tineri care ies, tineri în sensul că 63 de ani sau când ies în primii 2-3 ani de zile la pensie, ei au pensie cu mult mai ridicată, iar când se începe indexarea, pensia la ei începe a scădea. Dar pensie medie pe țară în acest an va ajunge 3.440 de lei. E mult sau puțin lucrul acesta. Pentru a înțelege lucrul acesta, pentru a înțelege în general care este situația pensionarilor, vedeți, pensia a crescut, în 2010 a crescut cu 85 de lei, în 2015 cu 74 de lei și după aceasta avem 300 de lei în 2021, anul trecut am avut 672 de lei și acum dacă cineva mă ascult spune, domnule, dumneavoastră sunteți serios, anul trecut am avut o inflație fără precedent, care, ce mă ajută pe mine pensia? De aceea am făcut următorul grafic, cât a crescut real pensia. Deci cât a crescut pensia ținând cont de rata inflației. Dacă vă uitați atent, anul trecut, inițial credeam că vom avea o scădere a pensiei, dar ținând cont de toată indexarea, până la urmă creșterea a fost 0,31%. Altfel spus, a fost zero creșterea. Deci toată pensia care a fost majorată anul trecut doar a compensat creșterea de prețuri. În mediu, vreau să vă spun că în privința salariilor, salariile anul trecut au fost nu au acoperit creșterea de prețuri și veniturile populației care lucrează anul trecut au fost mai mici decât în anul 2021. De ce putem spune în felul următor? Anul trecut pensionarii au avut o situație mai bună decât cei care lucrează în sectorul real economiei, în sensul că anul trecut, în realitate, eu o duc mult mai prost. Dacă ne uităm atent, în acest an, cel mai probabil, pensia reală, ținând cont de indexare, de toate majorările și ținând cont că inflația va fi una destul de micuță până la sfârșitul anului, putem spune că pensia reală în acest an va crește undeva cu 13,6%, ceea ce este maximul, ultima dată am avut așa ceva în 2009, reamintesc ce a fost în 2009, în 2009 am avut alegeri ca și în acest an, și atunci guvernul, în speranța va câștiga alegerile, a făcut o majorare mult peste ceea ce spunea legea, și eu făcut indexarea cu 20%, dar ținând cont că s-a făcut indexarea mai târziu, media anuală a fost de 18,6%. Deci în 2009 avem de fapt un cadou electoral și atunci pensia reală a crescut cu 18,6% și uitați în perioada 98-2000, deci acestea a fost cei mai negri ani din istoria pensionarilor, 3 ani la rând pensia lor reală a scăzut 12,7%, 13,7%, 15,6%. De fapt, pensionarii noștri, așa cât de cât au suflat bine după 2001-2002, 2004-2005, vă dați seama, eu odată am scris un articol și acum doar vă spune, aveți grijă de pensionari că îi schimbă guvernele, atunci când pensia lor se înrăutățește, observați atent că se schimbă guvernarea. Și întotdeauna după ce au loc alegerile, când se schimbă guvernarea, guvernarea nouă înțelege lecția cele vechi și face o majorare substanțială de pensii. Și asta se vede din grafic. Dar pensia care a crescut, a scăzut, este una. Pensionarul trăiește la noi în societate. Întrebarea mea este, care este situația pensionarului în raport cu ceilalți în societate? Există o convenție internațională a Organizației Mondiale a Muncii care spune că un pensionar, când, o persoană în etate, când iese la pensie, trebuie să aibă o pensie care să-i permită să-și ducă viața cu demnitate. Iar viața cu demnitate este ca el să primească cel puțin 40% din veniturile pe care le-a ratat. Deci veniturile nu sunt doar salarii, el a avut și alte venituri, dar eu am luat salariul. Uitați-vă, în anul 70
salariul, pensia care o primea omul era egală cu 30% din salariul net care primea atunci Uniunea Sovietică. Deci pensionarul ducea cam 30% din cât trăiau ceilalți. După aceasta s-a îmbunătățit și am ajuns la maximum 90, pensionarul a ajuns la ceea ce spunem noi, cu demnitate. Adică în perioada 85-90, de fapt a fost 10 ani când pensionarul nostru a avut o pensie care îi permitea lui să se simte bine în societatea în care trăiește. Deci el nu era bogat atunci pensionarii, dar pensia lui corespundea cu statutul lui, deci statutul lui era unul bun în societatea în care trăia el. Anul 95, vă rog să nu a luat ca în anul ideal, atunci la noi s-au prăbușit salariile, iar pensiile, guvernul din inerție a mai dat pensie și de fapt am avut în 93, chiar pensia a fost mai mult, era pe 60%. De fapt, noi am avut vreo 3 ani de zile când totul s-a răienat, dar pensionare cumva încă mai primeau niște bani comparativ cu restul. Deci oamenii pierdeau munca, nu aveau salarii, nu aveau nimic. Unica ce se mai plătea în țara aceasta era o pensie. Vă aduceți aminte perioada când copiii trăiau pe pensia bătrânilor. De fapt, am ajuns la situația când practic nu erau salarii și erau numai pensii. Însă situația pensionarilor a ajuns cea mai dramatică din toată istoria. Dacă mă întrebați care a fost cel mai negru an din istoria pensionarilor, vă spun care a fost 2000. Din ce cauză? Este al treilea an de cădere consecutivă a pensiei reale și este anul în care pensionarul avea o pensie de 4 ori mai mică decât restul membrilor societății. Așa ceva n-a mai fost în istoria noastră și sper că niciodată nu mai va fi. După aceasta situația s-a îmbunătățit, atunci am avut o creștere puternică a pensiei, am ajuns la 33%, după aceasta indexarea s-a făcut cu mult mai lentă. În 2021 am ajuns la minimul, că am avut o scădere continuă, 29%, în 2022, din cauza că salariile n-au crescut, iar pensia a fost majorată, am ajuns 32% și anul ăsta tot 32%. De fapt, anul acesta pensionarii își vor menține statutul lor, dar mai avem până la 40%. Deci noi acum, ca să asigurăm o pensie medie care se permită omului să aibă un statut cât de cât normal, ar trebui să fie comparabil cu salariul din Moldova. Ar trebui să fie pensia undeva cu 30% mai mare decât este în prezent. Deci ar trebui pensia să fie nu 3.400 de lei, dar 30%, asta ar mai însemna încă 1.300, ar trebui să fie pensia cel puțin în jur de 5.000 de lei. Deci dacă ar fi o pensie de 5.000 de lei, atunci situația pensionarului nostru ar fi una acceptabilă comparativ cu restul societății, considerând că în acest an salariul mediu net pe economie va fi undeva 10.600 de lei. Dar îmi mai place încă un grafic, cu salariul l-am mai făcut. Totuși, cum trăiește astăzi pensionarul? Comparativ cu perioada precedentă. Cum trăiește el față de ceilalți, e clar. Pensia medie la noi în prezent este de 3 ori mai mică decât salariul mediu. Deci un pensionar în prezent trăiește de 3 ori mai rău decât unul care lucrează. Nu de 3 ori mai rău, dar că cel tânăr are nevoie să-și facă casă, locuință. De ce se consideră că un pensionar trebuie să aibă 40% e suficient? Din cauza că se consideră că el deja are toate celelalte elemente, iar tânărul trebuie să aibă bani ca să-și poată cumpăra celelalte elemente, plus el are întreținut copiii. Din acest motiv se consideră că o persoană în etate ajunge 40%. Dar cum trăiește pensionarul în raport cu colegii lui din trecut? Pentru aceasta, eu fac un exercițiu și încerc să-mi imaginez când ne teleportăm în trecut și iau pensia la valoarea leului din 23, din 2023. Altfel spus, vreau să văd, pensionarul în trecut trăia mai bine decât acum sau mai rău? În acest an, noi considerăm că pensia va fi 3.442 de lei. Poate va fi o mică variație, dar în principiu cam pe aici vom ajunge, 3.440, 3.450, 3.500 de lei, cam pe aici va fi. Anul trecut a fost 3.030 de lei, deci anul ăsta avem într-adevăr o creștere substanțială a pensiei. Cea mai proastă pensie a fost în 2000, deci în banii noștri ar fi cam 540 de lei. Imaginați-vă acum că părinții voștri, bunei voștri, în anul 2000 trebuia să trăiască cu 540 de lei într-o lună. Deci el puteți să-și procure cam ceea ce vă puteți procura dumneavoastră în prezent de 5.400 de lei. Cea mai bună pensie a fost în perioada 85-90. Vă aduceți aminte, atunci a fost pensia și 40% din salariu mediu, dar atunci pensia a fost, atunci salariile populației apropo nu erau atât de mari, după cum se creează impresia. Deci pensia maximă în Republica Moldova a fost în 90, în banii de azi ar fi 3.600 de lei. Altfel spus, pensia astăzi este
reprezintă cam 95%. Deci noi am căzut de la 3600 la 540 de lei, am căzut de, spremește, de 8 ori, cam de 8, de 7 ori și ceva, 7 ori, ce scuze, de 7 ori am căzut pe statutul pensionarului. Deci pensionarul în 2000, bunăstarea lui față de 90 a căzut de 7 ori. Deci veniturile lui reale în 2000 erau de 7 ori mai mici decât în 90. Deci atunci și îi apare revoltă, deci nemulțumirea pensionarului este, el știa că trăia bine și el în 10 ani de zile a devenit de 7 ori mai sărac. Și din 2000 până în 2023, în 23 de ani, noi nu am reușit să recuperăm, cel mai probabil doar anul viitor, pensia mie din Republica Moldova, ca putere de cumpărare, va fi mai mare decât 90. Altfel spus, pensionarii au avut o creștere de venituri până în 90, după aceasta a fost o prăbușire până în 2000 și acum avem 24 de ani de recuperare și doar în 24-lea an sau anul viitor, pensia mea din Republica Moldova, în sfârșit, va fi mai mare decât maxima istorică din 90, ca putere de cumpărare, din 90, ca putere de cumpărare. Deci pensionarii noștri, spre deosebire de salariați, dacă la noi salariul mediu, noi l-am depășit deja mai mulți ani urmă, l-am depășit față de maxima din Uniunea Sovietică, la pensii noi încă n-am reușit să întoarcem cetățeanului nostru în vârstă statutul lui care l-a avut cândva. Deci, de aici așa vine anumite frustrări la oameni și spun cât de bine era atunci. Pentru cei tineri e deja gata, dar pentru cei care mai țin minte, cei în vârstă, că deja toți care erau pensionari pe vremea Uniunii Sovietică nu mai sunt acum, dar cei mai în vârstă știu cum trăiau pensionarii atunci, știu statutul lor social care era și noi la capitolul bunăstare deja îl aducem la nivelul acela care el își va putea permite să-și procure același volum de bunuri. Vă dați seama că acum sunt telefoane mobile, dar bunuri comparabile. Că atunci nu erau telefoane mobile, erau alte lucruri, dar bunuri comparabile. Doar anul viitor. Iar la statutul lui social de 40-45% din veniturile populației, din păcate, nouă ne va mai lua încă puțin 10-15 ani. Deci noi nici că acum nu reușim din lipsa forței de muncă și din presiunea enormă asupra celor care lucrează, noi nu reușim să le garantăm persoanelor noastre în etate minimul necesar care să-i permită să-și ducă cu demnitate bătrâneța. Este o societate, suntem o societate care nu putem să facem lucrul acesta, nici nu ne-am angajat să facem lucrul acesta, pentru lucru pentru care trebuie să cerem iertare de la persoanele în etate, dar astăzi, încă o dată, felicit cu toți cei care sunt pe 60 de ani, am foarte mulți prieteni, vă rog să nu vă supărați că v-am etichetat astăzi persoane în etate, dar statutul acestor oameni, din păcate, este cu mult mai jos decât trebuie să fie, iar societatea are responsabilitatea morală să le asigure o bunăstare pe care ei au meritat-o și am repetat-o de multe ori, am repetat-o odată. Calitatea unei societăți, cine suntem noi, o poți vedea după atitudinea noastră față de copii și față de cei în vârstă. Dacă nu putem să ne purtăm corect copiii noștri și nu putem să ne purtăm corect persoanele în etatea noastră, atunci suntem de parte de o societate civilizată, o societate democratică, o societate europeană. Sper că vom învăța acest lucru și vom rezolva problema persoanelor în etate, iar până atunci vă spun la revedere și până data viitoare.